Ne aflăm în pragul unei mari sărbători creștine. Biserica creștină după Evanghelie din România se bucură de acest eveniment, retrăiește aceste momente ale jertvirii Mântuitorului nostru în locul nostru. Ne bucurăm de tot ceea ce a făcut Mântuitorul nostru în planul de săvârșit al lui Dumnezeu, în Fiul Său, jertvindu pentru noi, pentru noi păcătoși. Noi, în aceste zile, suntem plini de recunoștință față de Dumnezeul nostru care ne-a dus această iertare, această binecuvântare în a fi în cu El datorită jertfei Fiului Său, Mântuitorul nostru, Isus Hristos. De aceea, nu doar că ne bucurăm, dar jubiliem pentru momentul frumos pe care îl putem avea cu toții, aceea de a ne aduce aminte de faptul că Domnul nostru, Isus Hristos, Mântuitorul lumii, este viu în vecii vecilor. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a speranței, o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a perspectivei noastre, ca și credincioși, ca și copii al lui Dumnezeu. Este o sărbătoare a dedicării, poate chiar a rededicării pentru unii, a dorinței noastre și în anul acesta să trăim mai frumos, mai dedicat pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Trăim zile destul de delicate, în care nu știm încotro va apuca cursul lumii dar ne bucurăm de faptul că avem de partea noastră un mântuitor care este viu în și vecilor. Vă dorim sărbători pascale binecuvântate și mâna și harul lui Dumnezeu să fie cu noi toți și în anul acesta. Fiți binecuvântați! Hristos e viu!